Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile Pagina de Media. Astăzi un interviu care vine să explice ce am auzit cu câteva zile în urmă, dar înainte de a vă spune, îl, invit pe, îl prezint pe invitatul de azi, Dragostanca. Bine ai venit în studioul Pagina de Media, bine ai revenit! Salut, Petrișor, bine v-am găsit! Săptămâna trecută au fost premiile Superscrieri și acolo Dragostanca a vorbit despre un proiect. Mi-au rămas în minte două lucruri. Unu, Numele proiectului, care se numește Ethical Media Alliance, și vom vorbi despre el și despre ce înseamnă aici. Și mi-a rămas să minte o idee, și anume că banii sunt foarte importanți în presă, dar problema vine din faptul. Cum intră acești bani, de fapt, în presă? Asta este marea problemă, pentru că de la această, de la această uh, direcționare a banilor se poate ajunge la uh, derapaje sau, din potrivă, se poate ajunge la un uh, jurnalist de calitate. Așa e. Dragoș? <laughs> exact. Acum, te-aș ruga să detaliez. Da. Unu, ideea aceasta care mie îmi place foarte mult și uh, pare simplistă, dar nu este deloc. Banii sunt importanți, dar și mai important este cum intră ei în presă și apoi să trecem la uh, acest proiect ethical, medical, mm. e medical, fie vezi, complet. E un medical, da. uh, așa... să și exact. un proiect medical, că Să nevoie să însănătosim puțin. Exact, un proiect care se referă tocmai la a aduce uh, în presă bani pe criterii de etică și uh, a direcționa banii către publicații care fac conținut de interes public, nu? Da, cumva, proiectul ăsta vine logic în universul preocupărilor mele, ale colegilor și colegilor mei. Indiferent că am intrat acum foarte mult timp în presă ca reporter, redactor, sau că am continuat apoi ca angajat al unor grupuri mari de presă sau ca antreprenor în ultimii 13-14 ani. Cumva, de-a lungul vieții mele, am fost pus în fața acestei ecuații complicate și anume orice proiect frumos, orice proiect de conținut jurnalistic, orice proiect care necesită muncă da? pentru a fi creat, că e video, că e text, că e în orice formă, necesită bani. Necesită o finanțare justă. Ce s-a întâmplat din nefericire în ultimii 12-13-15 ani, de când eu nu am decis să intru în zona de antreprenoriat, păstrând legătura cu Universul Media, este că acești bani nu se alocă în niciun fel pe criterii care țin de impactul pozitiv pe care acei bani și acele le pot genera. Și asta este, dacă vrei, principala problemă ecosistemică din media. E logic, într-un fel, pentru că orice produs într-o societate capitalistă, până la urmă, își caută audiența și modelul de business, iar filtrul pe care îl vedem în piața media, în acest moment, este strict legat de pentru cine scrii ca să simplificăm puțin discuția. Și aici o putem și complica, pentru că probabil că am ajuns într-un punct în care ar trebui să explicăm oamenilor mai clar ce e jurnalism și ce e jurnalism de interes public. Dar, ca să nu facem prea multe paranteze, dacă punem acest filtru pentru cine este creat acel conținut, putem să găsim relativ ușor răspunsul la dilemele legate de ce fac oamenii ăștia. Și o să explic. Dacă tu scrii pentru un patron, sau pentru a face fericit un guvern sau o anumită zonă de putere, fie politică sau economică, atunci tu faci propagandă, nu faci jurnalism. susi o cauză. Propaganda nu e neapărat rea, ca să fie și asta clar. De exemplu, dacă susții cauza uh, interzicerii mașinilor care poluează sau știu ce lucru în care crezi, faci propaganda pentru un lucru uh, pozitiv, cu un impact pozitiv. Adică, fie că este o intenție bună sau rea, conținutul care slujește o cauză nu este conținut, din punctul meu și al altora, de vedere conținut jurnalistic în sensul fundamental al cuvântului. Deci, scrii pentru patron, scrii pentru partid, scrii pentru a susține o cauză, nu e jurnalism. Doi, Și foarte important, scrii pentru audiență. Scrii pentru a produce bani din GRP-uri, în cazul televiziunii, din puncte de rating sau, în cazul digitalului, scrii pentru a obține clicuri și afișări, atunci scrii pentru algoritmi. Da. Scrii pentru, în cazul digitalului, mai ales pentru mari player din Big Tech, Google, cel mai important de departe, sau Facebook, care trebuie să iubească acel conținut și să-l rostogolească la infinit până când ajunge de un milion de ori la un miliard de oameni. De ce? Pentru că modelul de business al acestor companii este preț cât mai mic per unitate, per click, per afișare și volum cât mai mare. Nu contează adevărul, nu contează dacă este manipulați sau nu, nu contează nimic, contează să se atingă acei oameni, să se producă acele clicuri și afișări ca să se obțină acei foarte, foarte mulți bani. Vorbim de sute de mii de euro la nivelul unei zile, milioane în unele cazuri. Și last but not least, când scrii pentru oameni, când nu ai în minte câte afișări vei face, tu când faci acest material cu mine, nu o să te gândești la un moment dat că mamă, o să facă asta uh, un milion de vizualizări, pentru că nu interesează o masă atât de mare de oameni ce vorbim noi aici, ci te gândești la interesul legitim al urmăritorilor, cititorilor paginii exact. de media. Să înțeleagă ce este, de da, fapt, acest înseamnă, proiect și la ce ajută. Aia înseamnă jurnalism în interesul cititorului, adică în interes public sau în interesul publicului. Trei mari categorii. Propagandă, scrii pentru o cauză, repet, ca să nu săriți prea mulți nervoși. Nu e neapărat o cauză rea. Da, eu respect orice fel de cauză atâta timp cât ea este asumată și dar, comunicată cu Dar conținutul este viciat? Conținutul de este viciat de această fapt. țintă strategică. Exact. Să-i facem pe români să creadă în Dumnezeu sau să nu creadă în Dumnezeu. Să-i facem pe români să susțină LGBT sau să nu susțină. Nu contează. Ai o cauză, ai o țintă programatică, deci faci propagandă. Da, hai să spunem lucrurile pe nume. Scrii în interesul unui partid, scrii în interesul unui patron, același lucru faci. Scrii pentru algoritmi, lucrezi de fapt pentru Big Tech, scrii pentru oameni, faci jurnalism în interes public. Da, și e. în cel de-al doilea, de doilea caz, conținutul e viciat da. de faptul că tu ești forțat să produci un tip de conținut care generează da. cifre, dar nu neapărat e bazat pe în documentare tot, Exact. Drama. În tot acest ecosistem, doar două categorii din trei fac bani. Da? Acolo unde uh, conținutul este scris pentru oameni, nu pentru algoritmi, nu pentru alte interese, uh, banii nu prea vin. De ce nu vin? Pentru că actualul sistem de monetizare a conținutului, din punct de vedere al modului în care funcționează media, nu încurajează în niciun fel acest tip de abordare. Nu numai că nu o încurajează, o și descurajează. Pentru că trăim într-o democrație neconsolidată suficient și atunci, inclusiv mari corporații, sunt la modul, bă, mai bine să nu ne asociem noi cu un conținut care poate să fie, la un moment dat, supărător, contro controversat, nu? Dintr-un anumit da, punct că de vedere. Dacă poate deranja uh, exact. establishmentul politic. Noi, mâine, poate avem nevoie de autorizație, poi mâine exact. poate avem nevoie să fim prieteni Corect. cu Sager. Și atunci, acest conținut... Uh, a rămas orfan sigur, acum vorbim de fenomenul general noi ce încercăm să facem prin Ethical Media Alliance Ethical Media Alliance, de am și pus acea coloană vertebrală simbolică în, în logo, încercăm să adunăm cât mai mulți oameni, că noi sperăm că totuși mai sunt și din zona, bine, e clar că există cei care se chinuiesc să facă conținut pentru oameni dar da, vrem să adunăm am văzut adună și la, la sfârșit, dar sunt cam puțin, dacă mă întreb pe mine Cam puține proiecte. Am vrea să fie mai multe. Dacă sunt oameni în zona companiilor, corporațiilor, agențiilor de publicitate care au și ei cumva preocupări în zona asta, așteptăm alături de noi și, evident, alți oameni, alte organizații care sunt preocupate. Acum eu cred că ar trebui să fie preocupată toată lumea, inclusiv marile corporații, pentru că nu cred că își dorește nimeni să trăiască într-un regim care scăpa de sub controlul monitorizării presei uh, oneste ajunge să aibă derapaje antidemocratice și să se întâmple ce, iată, se întâmplă în alte țări, în Ungaria uh, și nu numai, uh, nu, uh, democrația și capitalismul nu sunt legate sinecvan, nu. ele poate să funcționeze și separat, da? adică una dintre cele mai succesful uh, organizații capitaliste numai e China în momentul ăsta, da? adică uh, democrația nu este un garant al păstrării capitalism și nici invers, din potrivă. Eh, în acest ecosistem noi venim și spunem fraților, hai să recunoaștem, avem o problemă. Sunt mai puțin de 2 milioane de euro în ecosistemul ăsta al startup-urilor de presă, al proiectelor noi care încearcă să facă, versus 600 și vreo deci, 40 și ceva de milioane. Deci, practic, jurnalismul acesta pe care noi numim jurnalism independent. Da, da este așa este. Un, deci, practic, jurnalism, jurnalism. independent. adică Michelin Independent Shop. jurnalism se face și în marile trusuri de presă, chiar și în trusurile conduse de cei pe care îi numim mogul. Sunt indivizi care își fac. Treaba onest. Ei, și el adună 2 milioane de. În estimările noastre, nu sunt mai mult de 3 milioane de euro în acest ecosistem, cu tot cu donațiile din partea cititorilor și contribuțiile unor branduri care și-au asumat misiunea asta de a mai investi și în partea asta, nu doar pe criteriile cantitative și KPI-i pieței, pe care îi știm prea bine că da facem acest proiect și din cauza faptului sau datorită faptului că știm foarte bine cum funcționează piața și ca eu personal, ca owner de agenție de publicitate, ca owner de rețea de media fost owner de agenție de publicitate că am, am vândut-o Um, fost investitor și unul dintre inițiatorii Project Agora, care e primul marketplace de tipul ăsta programatic și, și care președ, face... Și președinte Brat, că și acolo pre adică, mă rog, și cum funcționează am, și ecosistemul. Brat. Am destul de multe informații, în așa fel încât să fiu relativ sigur pe mine că nu bat câmpii. E, în momentul ăsta avem, deci, acest gap imens între cei care au rămas fără un model de business și fără o sursă solidă de monetizare și tot restul peisajului mediu. Noi credem că pentru cei care nu au un sistem de monetizare și un sistem de business care să-i susțină în afară de donațiile cititorilor, care și acolo e o discuție dacă sunt sănătoase sau nu pe termen lung, și bani din diverse programe neguvernamentale, granturi și așa mai departe, care sunt total insuficienți, bani ăștia, practic sunt într-o poziție total ingrată. Fac o meserie și noi ca societate ne așteptam că ei să-și sacrifice cumva viețile ca să facă această meserie de dragul nostru exact, cu bani ca, ca să ne informeze de ce, pentru cine, adică de ce ai face asta. Bun. Sunt multe alte meserii, nu știu, ești pompier, de exemplu, îți viața să salvezi alți oameni, dar ești pompier într-o instituție de stat, ai un salariu clar, ai pensie specială, anticipată și așa mai departe. Ai niște avantaje totuși. He, noi ce ne așteptăm să, să se întâmple în zona asta? În afară de niște tineri entuziași și visă, visători care încep să intre în meseria asta și alții mai tot la fel de dar ceva mai în vârstă deja. Dar o minoritate, totuși. Cam cine ne așteptăm noi să facă jurnalism de investigație uh, serios, să stea cu ochii pe putere, să-și ceară informații de interes public, să clădească instituții media solide. Cam cine ne așteptăm să facă asta? De Al, unde? Alții, cum se spune întotdeauna? Alții. alții. Păi dacă ne așteptăm să facă alții, problema s-ar putea să fie alta. Noi ca societate să ne trezim că de fapt presa independentă nu e deloc independentă, pentru că de fapt este alimentată tot din diverse alte surse care au diverse alte interese. Repet, când spun interese, poate să fie un interes pozitiv. Dar tot e biased. Nu este interesul public în accepțiunea noțiunii astea. Asta încercăm să facem. Și, practic, deci acum, Ethical Media Alliance, din punct de vedere. Bă să zice, instituțional. Nu. Da, e un grup. E un ONG. În, în momentul este. ăsta este un grup de inițiativă, să spunem așa, da. format din proiectele care deja sunt parte din acest grup. Așa, la, care adaug, să nu da, la care adaug o serie de voluntari din rândul colegilor și colegilor mei sau cunoscuți sau oameni preocupați sau cei care au rămas cumva convinși de discursul ăsta pe care nu țin de azi de ieri. Că inclusiv aici l-am repetat. Sau, e, exact. Doar că doar mi-am mi -am bătut gură acum am să-și fac ceva. În momentul ăsta avem așa, Press One, de la zero, de fapt, buletin de București, context, captura, investigatoria, factual, veri, veridica, da, veridica, anti -fake press hub, dosare secrete, iscoada, teleleu EU, colecționarul de istorie, true story, a, true story, între timp s-a închis din păcate, iată, din lipsa Tot fondulțare exact. Dar mai avem spot media. Bun, uh, deci aceștia sunt Sunt și newslettere, miss report, de exemplu, Monday Memo, da, alt, Monday alt, Memo al Money și ult, u, u, ultimele, deci newsletterele vor avea un alt model de monetizare decât cel pe care l-am gândit pentru site-uri, e în curs de elaborare. Bun, e, acum avem acest grup. pe care îl coordonezi. Da. ce face sau ce urmează să facă? Pe Am, pași, așa am, ca am să intrat vei. în faza consultărilor publice. A, așa. <laughs> Cumva, foarte pe scurt, proiectul ăsta a început ca o idee inițială. Inițial am vrut să o propun ca o linie nouă de business în cadrul rețelei de mediating digital, dar după discuțiile cu principalii beneficiari, ne-am dat seama că o formă de tip non-profit e mai, mai profitabilă după care am trecut la structurarea regulilor de funcționare pe care să le accepte toți membrii fondatori și anume cum să distribuim banii, care să fie principiile pe baza cărora se distribuie banii, cum să facem vânzarea, prezentarea publică și așa mai departe și pot să invoc câteva principii pe care le-am agreat. Acum suntem în faza în care am pornit comunicarea publică, spunem, domnule, suntem aici și vrem să facem asta, vrem să facem transparent și pe niște principii sănătoase, ne-am gândit la asta, și la ce anume ne-am gândit urmează să comunicăm în, într-o fază de comunicare publică B spuneți-ne ce părere aveți după ce agrem împreună că astea sunt regulile jocului și voi v-ați spus părerea și democratic am integrat opiniile pe care le-am auzit în conceptul final, uh, finalizăm statutul, pornim uh, vehiculul uh, de tip uh, non-profit și probabil undeva în septembrie putem să începem efectiv operarea. Dacă sunt între cei care ne urmăresc companii, oameni, branduri care doresc să se implice deja, putem deja să operaționalizăm, dar cu toate lucrurile puse la punct, începem undeva peste vară. E, practic, deci, voi strângeți bani de pe piață da. pe care să-i distribuiți către, către da. jurnalismul de, da. de, de acest tip? Cred că o punte, de fapt, între ce înseamnă lumea comercială, dacă vrei, a regiilor de vânzări tradiționale și care lucrează pe niște principii comerciale și după niște reguli, mai ales comerciale, dar nu doar comerciale, cu lumea. Startup-urilor jurnalistice care nu e familiarizată niciun fel cu modul în care funcționează asta, pentru că această lume a startup-urilor jurnalistice a fost finanțată până acum din donații, abonamente și donații de la cititori și uh, din granturi ale unor instituții care se preocupă de lupta împotriva dezinformării, consolidarea democrației etc dar care nu e neapărat un model sustenabil pentru că la pe termen la se lung poate bloca. nu neapărat un model sustenabil presupune existența mai multor surse de venit care să fie cât mai independente între ele și să fii și tu cât mai puțin dependent de ele ca să poți la un moment dat de ce nu chiar dacă ești parte din acest proiect și eu Dragoș Stanca fac o tâmpenie, să poți să scrii despre mine fără să te gândești că o să se supere Stanca și o să mă taie de la finanțarea Ethical Media Alliance nu se pune problema și încercăm să găsim acea construcție care să ofere și transparența și încrederea necesară unui, unui astfel de demers. Ei, eu te întreb acum două, două lucruri. Unu, cum îl convingi pe un client de publicitate care merge pe Excel-uri și pe cifre da. că este foarte important să investești într-un model de tipul ăsta dar noi avem Alt mod da. de a calcula prețul. Motivul pentru care am uh, spus că încercăm să construim o punte este că împrumutăm destul de multe elemente din lumea și a marketingului uh, și business businessului de media, și încercăm să aducem niște metrici și niște componente, dacă vrei, de natura implicării civice. Uh, foarte pe scurt, uh, suntem, dacă vrei, o anti-regie de vânzări. Adică nu, nu vindem neapărat pentru pentru volum și pentru a atinge click și avizări foarte multe, ci vindem uh, pentru a atinge la, miște, transmit, exact. la presmit, ci, ci vindem uh, o idee, în primul rând, și anume ideea de a avea în continuare un, un ecosistem media independent și liber de presiuni politice și de altă natură economice. Vindem această idee și vindem asocierea cu niște produse super premium, care au o audiență foarte educată și foarte uh, acolo, foarte engaged, cum se zice, în limbajul de pe partea asta, a punții, da? uh, și care nu este expus în momentul ăsta publicit. Noi am mai, fuc, am mai făcut acest experiment în zona comercială cu rețeaua de podcasturi. La fel, un mediu nou care nu avea neapărat un, un KPI, un, un metric de piață, nu avea un standard ce am reușit după vreo 3-4 ani de muncă să standardizăm. Acum facem același lucru în partea asta. Altă și uh, uh, e foarte interesant și ca discuție profesională pentru cei care ne urmăresc. De ce e interesant? Sunt multe provocări în, în a găsi un model logic. Și noi am stabilit câteva principii. De exemplu, unul dintre principiile pe care asupra căruia am convenit este că, inclusiv formatul publicitar, formatul, pentru că vom avea doar unul, adică este, un singur, nu da, 70 de BNR. Nu 70 de BNR, un singur Asta. format publicitar și el e etic. Ce înseamnă că un format publicitar e etic? De exemplu că nu e intruziv. Ca să nu fie intruziv, trebuie să-l prezinți omului, adică să vadă că există, dar într-un mod cât mai discret. În, în cazul nostru va fi doar un afișaj la, la baza paginii care nu va împiedica niciun fel cititul. Și ce mai înseamnă să fie? etic? Deci să fie intruziv. Asta înseamnă să-l ceară userul, să vrea să vadă mai multe detalii, nu să-l dai tu cu forța. Da. Că dacă ești la volan, unei mașini, nu-ți sare banner-ul outdoor în fața mașinii și nu te lasă să pleci deși se face roșu doar ca să-l vezi. Că asta se întâmplă în online în momentul ăsta. dar apare pop ăla, se închide site-ul. nu dai seama până trebuie. Caute, He, să noi zicem așa. Formatul de publicitate, formatul, este unul etic, adică este cerut de om și nu este intruziv. Da? După aceea. Da, 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 și continuu, așa, Asta a, e un principiu. Ce, un principiu. Și dacă omul, amarchi, omul de la îi spune nu face clicuri. Noi zicem că va și face niște clicuri pentru că vine și condiția numărul 2. Condiția numărul 2 este că nu funcționează ca o. o rețea convențională unde poți să alegi site-ul X sau Y, în cazul nostru nu vei putea să alegi site-ul X sau Y, vei putea să alegi, să te implici în susținerea unei idei și a unei cauze. Asta înseamnă că funcționăm pe principiul all or nothing. Adică, adică dacă cineva are 10.000 de euro, se duc ze acei 10.000 de euro, se duc în Ethical Media Alliance și se împart la da. toată lumea. Se împart la toată lumea pe baza unui alt principiu care înseamnă distribuția etică a banilor. Distribuția etică a banilor înseamnă că nu se distribuie doar pe principii cantitative, adică câte clicuri, câte afișări produci, și în funcție de câți angajați Adică un produs de genul Presoan, care angajează peste 10-15 oameni și colaboratori, va lua mai mult din aceeași mie de euro afișată de 1000 de ori Versus un proiect care să zicem, are nu știu, Teleleu, care are 2-3 angajați și colaboratori în proiect. Adică dacă în aceeași perioadă, Teleleu și presa fac același volum de afișări și audiență egală și aceiași bani, aceiași bani se, se, se vor distribui în funcție uh, proporțional și în funcție de numărul de angajați și colaboratori. Mai e o frumusețe în acest proiect și anume membrii lui fiind jurnaliști uh, foarte hardcore, așa, se vor monitoriza și între trei noi așa? Și uh, noi vom avea atunci privilegiu să oferim doar cadru în care, de exemplu, acești metrici etici să fie urmăriți uh, cu, cu sfințenie. Deci, odată, all or nothing, adică nu poți să alegi un site sau altul, trebuie să i toată rețeaua. Sigur că facem mici excepții atunci unde sunt argumente serioase. De exemplu, avem o bancă și felicit pe această cale BRD care investește în niște proiecte editoriale, adică a sponsorizat întru totul niște da, publicații, exact. ce nou, da, da, Minecraft da. Stories și, -și așa exact. dacă vine o altă bancă și aceste proiecte nu sunt încă netic în media dar să zicem că vor intra, eu cred că vor intra la, la un moment dat vor intra în ace și altă bancă vine, și ăsta evident că putem să facem această excepție pentru că e de bun simț să nu apară BRD peste BCR, BT sau alte bănci puternice din, din România. Bun, Deci, all or nothing, transparență totală, ethical based price, adică prețul se stabilește și în funcție de numărul de angajați, nu doar în, în, în funcție de. de cât audiență Și nu suntem total absurzi. Contează și numerele, că nu vrem doar să uh, uh, cerem suportul acestor proiecte de dragul proiectelor. Nu. Aceste proiecte produc uh, 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 ajung la peste 1.200.000 de, de oameni în fiecare lună. Da? Peste 1.200.000 de hai să nu uh, mint, 1.200.000 de unici. Clienți unici, exact. 1.200.000 de clienți unici, care înseamnă undeva la peste o jumătate de milion, undeva în jurul valori de jumătate de milion de oameni, pentru că un unic uh, nu e egal un om. Uh, un browser unic uh, nu e egal un om. Folosim mai multe browsere. Deci, să zicem, jumătate de milion de oameni care nu sunt neapărat expuși unei publicități, văd aceste lucruri. De asemenea, prezența social media este suficient de puternică a proiectelor cumulate. Doar că audiența, în cazul nostru, va conta, în prima fază, doar în proporție de 50%. Noi ne dorim ca, în timp, să reducem acest 50%, poate la un 30%, și să adăugăm, poate, în urma consultărilor publice și în urma consultărilor și cu... Ceilalți colegi din rețea și alte uh, uh, metode incontestabile de departajare. Da, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, clienții vor și metrici. Da, orice -i vrea, acești metrici vom, îi vom livra, doar că e pe principiu stronger together, unde îți puterea crește. Vei obține cu siguranță ca brand dintr-o asociere cu Ethical Media Alliance mai mult decât vei obține din brandingul unui site considerat quality și cu un trafic foarte mare dar pe care îl vei bucui probabil trei zile. Să-ți dau un exemplu. Să zicem că, nu știu, luăm un site foarte cunoscut, cu un trafic foarte mare, nu vreau să dau nume să se supere colegii că îi consider neetici, că nu e vorba despre asta. Dar zicem un site care se vinde ușor. E, acel site care se vinde ușor, dacă, de exemplu, are un branding sau are, poate, de ce nu, același format. Mă aștept să văd formatul copiat și replicat și de alte, alte rețele. Uh, oferă la un preț X acel branding pentru o perioadă de, nu știu, 3-4 zile. E, în cazul Ethical Media Alliance, aceleași cifre pe care le obțin 3-4 zile cu un, astfel de, cu un site de tipul ăsta, le vei obține probabil în două săptămâni. Corect. Dar vei, vei contribui la creșterea unor, unor noi, unor noi proiecte. Acum, foarte simplu și de înțeles, Uh, încercăm să fim foarte realiști uh, uh, cu această poveste. Noi ne propunem să mutăm 1% din totalul banilor din publicitate în această zonă. 1%, atât. 1% înseamnă 6 milioane jumate de euro, adică de vreo 3-4 ori mai mult decât există acum. Exact. Deci cu 1%, cu o diferență foarte mică, E un butterfly efect aici. Cu doar 1% efort din, din, din partea pieței comerciale de publicitate, se poate produce un efect masiv pe piață. Adică, concret, înseamnă încă 5 sau 6 proiecte de tip recorder. Da? Sigur. Pur da. tehnic. Acum da, acolo ieși da, da, foarte Recorder, mult talent. Vor, vor, și da, pe lângă talent, pe lângă proiect jurnalistic. De dimensiune. Este vorba de dimensiune, înseamnă costuri de producție? Ceva deci, foarte exotic, da. probabil pentru unii dintre colegii din piața comercială. Recorder, Presound și alte proiecte de acest tip își fac publice. Exact, veniturile, veniturile detaliate. Detaliat pe surse exact. și așa mai departe. Ca să dăm exemplu din casă, adică cu un proiect care e parte din Ethical Media Alliance și a susținut această idee încă de la început și le mulțumesc colegilor de la Presoan presoan, de exemplu, în media anul trecut a avut undeva la sub 3500 de euro din publicitate pe, pe lună. Da? De unde știu asta? Din raportul lor de activitate, care explică cum au avut, dacă nu mă înșel, 180.000 sau 200.000 de euro venituri tot anul trecut. Ok? Recorder a avut tot conform raportului raportul lor okay. de activitate mai mult, de la 750.000-800.000, dacă nu mă înșel, sau poate chiar mai mult. Felicitări foarte bine! Well done! E, despre sumele astea vorbim. În total nu sunt mai mult de 3 milioane de euro uh, versus uh, potențialul acestei piețe care eu sper pentru demnitatea noastră, nu? Uh, ca uh, membrii acestei mândre industrie, că suntem în stare să mutăm 1% și pe alte crede. Dacă vor fi 3%, nu 1%, o să mă pensionez foarte fericit. E, uh, uite, vreau să te întreb dacă aici, intrarea în acest uh, club, în această alianță, da. uh, înseamnă și ceva exclusivist. Adică, dacă noi, pagina de media, de exemplu, da. aderăm la Ethical Media Alliance pentru că ea corespunde principiilor da. după care funcționăm și noi. Ce presupune asta pentru da. un site? Cum e pagina de media, de exemplu? Că discutăm, uite, în concrete. principiu, noi vrem să rămânem deschiși și să molipsim lipsim cu virusul ăsta al abordării etice, a media și a gândirii pentru cititor, cât mai multe instituții de, de presă, posibil. Din punctul ăsta de vedere... Acum trecem deja în universul opiniilor personale. Pentru că sunt opinii pe care nu le-am verificat până acum cu alți colegi și colegi care deja au zis că da, ok, hai să facem asta. Uh, uite, una dintre opiniile mele destul de serioase este că un, un site care intră în această alianță. Lucrul la care, de exemplu, pagina de media nu s-ar califica în acest moment ar fi ca publicitatea din acel site să fie 100% controlată și controlabilă. Ce înseamnă asta? Înseamnă să renunțe la placementurile de publicitate uh, servite prin publicitate programatică, adică automatizată. Adică, atunci... ca să-mi duc da. ideea până la capăt, să înțeleagă toată lumea de ce, pentru că, din punct de vedere etic, avem nevoie de două lucruri. Unu, avem nevoie de întreaga atenție a celor care consumă conținutul uh, respectivului site și deci nu vrem să avem 10-25 formate de publicitate câte cere această abordare de tip programatic în zona de uh, media algoritmică, așa cum o numim noi. Și pe de altă parte, nu avem garanția controlului acelor spații publicitare, de ce? Pentru că după cum bine știu și cititorii pagina de media, prin publicitatea programatică, uneori apar inclusiv frumoase organe genitale de care nu mai putem să scăpăm, și asta e varianta benignă și Am aproape toți acum, câteva Aproape veselă. E, dar în loc de acel obiect sexual așa, poate să fie și o a, ceva mult mai dăunător. Da? Poate să fie o idee periculoasă, poate să fie o, o știre mascată, falsă, o, o informație propagandistică împinsă de a, boții a, rusești, chinezești, iranieni, japonezi, depinde pe, cu cine nu sunteți voi de acord în lumea asta, nu contează. Vorbim de principiu. E, a, Atâta timp cât spațiile publicare nu sunt controlabile, eu personal consider că acel site nu se califică neapărat, dar ușa e deschisă și unul dintre visurile mele și sper să și reușesc asta este să putem garanta acel venit la care aceste site-uri vor fi cumva forțate să renunțe ca să se poată alătura uh, alianței. Adică... Asta, asta exact asta uh, venea contra contraargumentul meu, faptul da, că da. Dar uh, nu vreau uh, să uh, ce, nu vreau să demonetizez acele, acele, exact acele venituri sunt da. uh, cumva complementare publicității și uh, vin în momentul în care n-ai publicitate în mod normal pe site atunci automat da. îți intră acest, uh, foarte acest mult programatic. Foarte lume crede că urăsc Google. Eu nu urăsc Google, eu admir Google, urăsc însă Google Display Network, care Google Display Network, la fel ca și uh, uh, newsfeed-ul Facebook, consider uh, pe baza unor informații, uh, să spunem așa, destul de bine documentate, dar de-abia aștept să fiu contrazis cu informații din interiorul acestor companii care nu împărtășesc niciun fel de informație, eu consider că aceste două produse, respectiv Google Display Network și Newsfeed-ul Facebook, sunt scăpate de sub control. Adică atâta timp cât tu nu ești în stare ca și platformă, ca și Google Display Network, să scoți un penis care e pe toate site-urile de calitate, de la G4 media la pagina de media, așa înseamnă că tu ai pierdut, de facto, controlul asupra propriului produs. Corect. Da? Îmi pare rău. Asta e opinia mea și aștept avocații alfabet să mă caude. E Și uh, când spui de, asta este una dintre wishful thinking, da? sau mă rog, hai să zicem dintre uh, ținte, ca la un moment da. dat să garantați, până când garanteze așa ceva, eu pot intra în această alianță? În Sau principiu, da. Practic, în această fază a trecerii a, probei a, primei comunicări publice cu succes, sunt destul de bine dispus pentru că feedback-urile au fost destul de interesante. A, vom începe consultările cu cei care au cumva girat deja acest demers și ne vom consulta. În principiu, evident că poarta și ușa și mail-ul toate rămân deschise pentru proiecte care știm că sunt serioase, că au că fac, iată, eforturi, că scriu conținut echilibrat și nu publică, nu știu, publicitate nemarcată sau fac alte combinații, cum se zice, și, mă rog, care scriu și fac lucruri pentru, pentru public și în interesul public. Eu nu văd de ce nu pagina de media n-ar intra în ethical media Alliance, mi-aș dori să fie, dar, la fel, mi-aș dori să fie cumva corect pentru toată lumea din, din ecosistem, pentru că, na, evident, s-ar putea să apară Discuții de genul, ok, acest format de care tu îmi spui că am 100% viability și 100% attention span, ca să vorbim nou în corporateza agențiilor și uh, clienților, nu au pentru că mai sunt încă 10 formate publicitare. Dar se pot găsi, cred eu, soluții. Uite, o altă idee care mi-a venit chiar acum ar putea fi ca un site care nu dorește neapărat să renunțe la actualul model de monetizare să înscrie un alt proiect în Ethical Media Alliance. Adică se poate face un spin-off, se poate face o subsecțiune, se poate face un subdomeniu al site-ului X care să respecte principiile unei rețele media etice și, de ce nu, pe acele zone din, din, site să implementăm modul nostru de a produce venituri. Uite, mai am o întrebare apropo de venituri. Sunt site-uri care au contracte cu partidele. Da. Fiind lipsă de transparență totală, știm bine, noi habar n-avem care sunt site-urile cu care partidele au acum contracte. Da cum o să-ți dai seama? Adică o să mergi pe, 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 pe declarație, pe propriile da, de Noi nou, nu luăm bani de la partide. Noi deci merităm... vom împrumuta de la membrii noștri o bună practică și anume transparența totală, raportul de venituri și raportul de activitate în cazul în care din punct de vedere etic se va decide că da, nu e nicio problemă să acceptăm știu un anumit set de mesaje electorale sau de genul ăsta, nu știu, eu personal nu văd de ce nu atât timp cât e totul asumat și marcat, dar s-ar putea să nu fie de acord două, trei dintre membrii noștri și atunci să nu, să nu să nu mergem înainte. Eu personal aș vota pentru publicitatea electorală marcată, dar e foarte posibil ca opinia mea să fie irelevantă, pentru că, așa cum am mai precizat nu sunt nici fondator, nici acționar, nici whatever. Asta sunt în partea comercială. Sunt doar inițiator. Da? O problemă pe care am sesizat-o, sunt un avertizor de integritate. Dacă vrei, venit din zona de. un jurnalist rădăcit în zona de business, care vine și spune: Băi, cred că am o idee prin care mai putem repara din ce s-a stricat. În ultimii 10-15 ani. Pentru că fenomenul ăsta s-a accentuat și a devenit îngrijorător de-a dreptul odată cu explozia Web 2.0. Înainte nu era atât de, atât de nasol. De aia și aveam mai multă presă de calitate, mai mulți jurnaliști de investigații și așa mai departe. Ai și un uh, grup de oameni sau sunt oameni cu care tu lucrezi în această uh, Ethical Media Alliance în calitate, nu știu, de consultanți, oameni care. În principiu, bucuria numărul unu pe care am avut-o în ultimele luni de când am început să discut public despre asta, că au fost mai multe etape. Eu întâi am început să-mi bat gura pe la diverse... Cred că totul a început acum vreo șapte ani când, când am început să scriu pe blog despre asta. După care am început să vorbesc la conferințe, dar doar noi între noi, după care am început să vorbesc în întâlniri cu clienții și cu... Marile, marile agenții. Acum am ajuns la concluzia că e cel mai înțelept să încerc să țip puțin mai tare, că poate sunt mai mulți oameni care poate să se alăture aceste, acestei idei anti-business. <laughs> um. Și suntem în, în, această fază în care încercăm să îngroșăm rândurile. Până acum acest proiect, până în faza lui actual, a fost dus de colaboratori și voluntari. N-a fost dus prin alte metode. Eu, câțiva dintre colegii mei din Think Digital care au zis da bă, nouă ne place ce tot ul acolo, uite, after hours, înainte de job, după job, uneori și în timpul jobului mai punem osul, mai ajutăm aici după care am avut bucuria să mai am niște oferte din exteriorul organizației, tot așa, dacă ai nevoie de ceva, vin, fac drag. Acum deja avem peste 120 de voluntari care deja de la superscrie până azi s-au înscris în formularul pe care l-am publicat pe ethicalmedia.eu și s-au oferit să ajute, fie cu muncă, fie cu. să facă lobby în agențiile sau Asta, în Asta muncă înseamnă să, mergi, la clienți, lor. să mergi să fumbi după bani. Și nu? sau am văzut că și câțiva advertiseri au bifat acolo că vor să aibă discuții. Sperăm să avem deja și primii contributori în bani, pentru că, în ciuda ipocriziei noastre, în care încercăm să zugrăvim totul mai roz, fără bani, entuziasmul pierde foarte, foarte repede. Și pe final două, trei lucruri. Unu, care e orizontul de timp cel mai optimist în care o să ajungi la acel 1% din piață și doi, cam în următorul an la cât o să ajungi, că nu o să fie. Eu cred că vom ajunge într-un timp rezonabil la obiectivul de a atrage 1% acest timp rezonabil, eu mi-l doresc ca fi un an, dar sunt absolut realist și am încărunțit suficient încât să nu mai fiu chiar așa de naiv sau naiv asumat și probabil că vorbim un orizont de 2-3 ani în care lucrul ăsta se va întâmpla, dacă se va întâmpla mai repede o să am o surpriză extrem de, extrem de plăcută și există evident și varianta în care să nu se întâmple deloc, Varianta în care să nu se întâmplă deloc este varianta în care optimismul meu exacerbat vis-a-vis -vis de buna credința industriei în care încă activez este exacerbat. Dar nu cred. Eu cred că s-ar putea să avem surprize plăcute pentru că cel puțin din discuțiile unul la unul pe care le-am avut sau unul la mai mult pe care le-am avut în ultimii ani, pentru că am stresat pe mulți oameni cu această poveste, eu cred că vom vedea rezultate palpabile și interesante mai repede. Sper sau cred, încă nu m-am decis, dar mai degrabă cred decât sper. A, nu sta până în final, când zici că scoți de pe piață? Nu cred că vorbim de sume impresionante în acest an, pentru că Acum iarăși vine experiența din zona de comercial. Orice abordare nouă am avut în ultimii ani, și am avut multe abordări noi în ultimii ani, a petrecut primul an cu venituri aproape zero. O să dau câteva exemple. Când am lansat Celebrity Endorsement Network, era 2012, nu se inventase noțiunea de influencer, primii doi ani n-am făcut niciun ban. În anul al treilea produs a început să livreze și din ce în ce mai spectaculos, acum există da, rețele și companii impresionante. Acum tot. 12 ani nu existau. Uh, Think Digital Podcasting Network nu a făcut bani în primele șase luni, după care a început să producă după ce am familiarizat piața cu metricii, cu ce înseamnă acest nou mediu, a fost scandalul cu, nu i adevărat, domnule, exagerați cu câți ascultători sunt, dar după aceea, același, acel studiu făcut de brat, că părea suspect, a făcut brat un studiu și după aia, Dragoș Stanca a lansat Think Digital Podcasting Network, deci au mânărit cifrele, domnule, a fost confirmat din alte două surse, HubSpot și încă unii am uitat numele, încerc scuze, din afara României, toată lumea zice, domnule, uite ce de pot, că ce s-a scutat? E, ia mă, fiindcă fraierul ăla n-a mințit atunci, s-au întors și au venit cu niște bani. Toate formatele, ca să vorbim și de experiențe nefericite, de tipul Skype advertising 2015-2016, Think, nu Think Digital, Facebook logout experience, că mi-am aminte și vine să râd, care îl vindeam noi la un moment dat, iarăși, vreo an n-a avut niciun client. Durează cel puțin un an până când, din păcate. Piața înțelege, metricii noi sunt dezbătuți și ajustați, bugetele sunt discutate, această nouă chestie își face loc acolo timid, în, în P&L-urile marilor companii. Sigur că problema e gravă și necesită intervenție rapidă, însă, din fericire, există încă niște forțe care își dau interesul ca România să rămână încă o democrație și să devină o democrație mai puternică, nu, nu mai slabă, așa cum se, se dorește Dar din păcate. fără presă nu se poate. Pentru că vorbeai de problema finanțării presei prin contracte ale partilor politice. Iată cum o intenție cumva bună poate să genereze o consecință foarte proastă. Că una dintre motive pentru care am accelerat lansarea și... E și asta, e și asta. Când am venit cu propunerea ca președinte brat în pandemie să hai să distribuim niște bani care să țină în viață presa care, după părerea mea, e foarte importantă, chiar dacă nu e făcută doar de oameni buni, da, după standardele fiecăruia dintre noi, luate separat și împreună. Această presă are totuși nevoie să să reziste, nu să moară odată cu pandemia, nu știu, un ziar local din Reșița nu avea cum să reziste fără rețea de distribuție și fără oameni pe stradă și așa mai departe. Am inventat acel sistem în care, da, veneam și era doar publicitate și doar marcată și prin ad server de la Autoritatea de Digitalizare României. E, foarte mulți colegi din bine intenționați. Eu înțeleg buna intenție. Nu că nu e bine că se cumpără presa, că nu știu. S-a suspendat acel program, dar s-a modificat legea electorală și iată că acum partidele zic să rămână pentru proteste, dragii mei, Acum nu mai trebuie să dăm prin niciun alt server, nu mai trebuie să facem niciun raport, dăm noi pe prieteniile noastre și la prietenii E vorba de zeci de milioane. Și vorba de zeci de milioane constant. Și e vorba de conținut nemarcat, nu de publicitate marcată. E, cum o fi mai bine? Și pe final, uite, îți dau uh, un minut publicitar. Un minut publicitar în care trebuie să convingi o dată, uh, da. care e partea ușoară, o dată un publisher să uh, intre în acest proiect și apoi un client. Da. De, -i, de, -i, de ce e important o dată pentru un publisher, apoi pentru un client? Convingi de ce să intre în treaba asta și să susțină. Pe rând, începem cu publisherul că e mai simplu, probabil. Ai să râzi, dar publisherul este greu de convins, mai ales dacă este un publisher care în momentul ăsta face destul de mulți bani făcând toate combinațiile necesare supraviețuirii. Advertoriale nemarcate, interviuri publicitare nemarcate, materiale nemarcate de la partidele politice, toți banii din Google Display și toate... Și eu cred că e mai ușor. E greu. E greu. Uh, nu, eu o să spun doar atâta. Uh, publisherii cărora ne adresăm cu aceste idei și cu acest proiect sunt uh, extrem de ușor de convins, uh, pentru că nu prea există o altă variantă decât uh, cerșitul de la cititori uh, un cuvânt dur, dar într-un fel sau altul lucrul ăsta în timp nu e neapărat sănătos, pentru că vei ajunge să scrii doar pentru ca cititorii să doneze. E uh, ceva natural care se întâmplă. Da, noi nu avem New York Times și da, cultura. Și nici lor. cultura necesară. Așa este. Uh, și doi la mână, cred că e doar o chestiune de încredere și de a înțelege că împreună suntem mai puternici sau sunt și ei mai puternici decât separat. Pentru că o instituție media independentă total și cu o, un model de finanțare extrem de fragil poate fi decredibilizată și distrusă extrem de simplu, extrem de simplu. Uh, clienților uh, și agențiilor de publicitate le, le spun un singur lucru. Uh, dacă nu veți acționa și dacă nu veți da o șansă Jurnalismului făcut în interes public, adică și în interesul vostru, ca cetățeni, nu doar ca owner de business, există un pericol semnificativ ca, într-un orizont de timp nu atât de îndelungat pe cât îl sperăm sau sperați, România să nu mai fie chiar așa de democrație, ci să fie mai puțin democrație și să aveți nevoie de binecuvântarea unui politician sau unui grup de politicieni prizniți de un grup de știu, structuri mai mult sau mai puțin militarizate ca să aveți permisiunea de a face business onest în România, ceea ce nu cred că își dorește nimeni. Și mai mult decât atât, în momentul ăsta există există o mare, mare problemă de lipsă de educație a modului în care banii pe care investiți și investim în publicitate pot să genereze bine sau mai puțin bine din punct de vedere al impactului social. Vorbeam cu un brand din zona de retail alimentar și spunea, domnule, e mișto ideea asta, dar eu am de vândut salam, biscuiți și așa mai departe, așa că bag toți banii unde obțin cei mai mulți oameni cu mai, cea mai mică investiție. E corect pe termen scurt și mediu, dar pe termen lung nu e corect. De ce? Pentru că ideile periculoase sunt și ideile care obțin viralitate. Și ideile care obțin viralitate obțin și cei mai mulți bani, mai mulți bani din publicitatea algoritmică. Tu dacă ești un distribuitor de produse alimentare care bagă toți banii în zona de să spunem așa, algoritmic media, ghici ce, banii tăi vor avea foarte mari șanse să sponsorizeze website-uri care preiau mesajele partidelor cu viziuni naționalist-extremiste, care sunt împotriva uh, capitalismului uh, în sistem democratic, ci mai degrabă adepții unui capitalism de cumetrie sau de grup de interese, da? uh, Și așa mai departe. Adică, practic, ne punând nicio componentă etică în decizia de investiție în publicitate, îți sabotezi viitorul tău pe termen mediu și lung, în opinia mea umilă. Sper să priceapă ceva din asta. Mulțumesc, Dragoș Stanca. Mulțumesc uh, eu. Urmărim cum se va dezvolta acest ethical, această Ethical Media Alliance, pentru că e o alianță, este o, inițiativă, acas, o inițiativă. O inițiativă care sperăm să genereze o mișcare pentru, pentru advertising și media Uh, uh, pentru oameni. Da, cum spuneam la început, pentru a gestiona mai, mai corect modul în care banii intră în, uh, în presă, pe criterii cât mai, uh, cât mai clare. Da, cât mai corect e posibil. Nu există bine absolut și... Uh, deci s au oprit și da, 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 uh, da, da, uh, asta a azi, gata eu, acum. un moment publicit. Perfect. Exact. Uh, nu e bine absolut și rău absolut. Nici noi nu pretindem că o să găsim uh, știu eu, soluția perfectă ne propunem să găsim cea mai bună soluție proastă posibilă, așa cum e și democrația, să, să contribuim cumva la rezolvarea unei probleme sistemice care e din ce în ce mai grave. Așa să fie. Mult succes, Dragoș, cu, cu proiectul. O să, o să, urmărim acest proiect că așa cum, cum sună Ethical Media Alliance, este o inițiativă care să curețe puțin să... Na, nu să, E și o inițiativă cumva de salubrizare, nu? A, e o mișcare de autoapărare și și de salubrizare. Și de salubrizare a a industriei de media. Noi vom și transcrie lucrurile pe care le-am discutat aici. A fost în studioul pagina de media Dragos Stanca, cu care am discutat despre inițiativa Ethical Media Alliance, un fel de, ca să traducem așa, antiregie de vânzări, spune el, pentru că își propune să atragă bani de la clienți, dar pe alte criterii decât cele strict cantitative și anume pe criterii care țin de etică, de curățenia actului jurnalistic pe care îl facem noi jurnaliștii. Eu sunt Petri Șorobaie, mulțumesc că m-ați urmărit, dați share, like, să se ducă informația către cât mai multă lume, către clienți, mai ales către clienții care pot să susțină inițiativele de acest tip. Până la următoarea ediție, numai bine! La revedere!